Acum am plăcerea să filmez într-unul dintre compartimentele porumbeilor aparținând maestrului columbofil, domnul Marius Andrei, din Vulcana Pandele, Dâmbovița, și în care am înțeles că sunt găzduiți masculii, domnul Marius, de? Majoritatea olimpicilor ai lui Mitsu. Mitsu a fost Procop, deci sunt acum fiind în tandem cu Mitsu, că este... Jucați în tandem cu dânsul, da. Când Mitsu a rândat la porumbei, și aici este un compartiment cu popoare de 80% numai porumbei de zi, porumbei olimpici. Super. Dacă începem de sus, este Olimpică 263, ca așa și spunem. Acesta, da? Sus, da. Olimpică 263. Ca și origine? Trebuie să am pedigrele, că dacă s-au fost alumiți, da. Nu pot să spun. Da, da. Așa, Olimpică 288. Listul? Da, listul care este, este frate de cuib cu cel de jos, Olimpicul 51. Vedem sau au arătat acolo, ca să nu... Da. După acolo avem Olimpicul 498. Acesta. Da, Olimpicul 498. Olimpicul 78. Un porumbel de la Cupa Europei. 149. Imediat. Da. Deci ăsta s-a uzat operar de acolo. Da, Olimpicul 78. 78, da. Da. Deci din start aici sunt 4-5 olimpici. 1, 2, 3, 5 olimpici. Da. Deci... Anul ăsta ați reușit să-i... Să-i rotiți cu mai multe femele? Da, da, da. Având în vedere valoarea lor deosebită? Da. N-am apucat să-i bag acolo în spate decât cei de la Chicheanu și încă câțiva de la Cupa Europei. Dar, drept dovadă, astăzi, anul acesta, și bătrânul 201 care este acolo, dacă îl vedeți, da, că e unul, da. Deci cel 201 e de 2007. Deci este, a fost campion în 2008-2009, deci campion național la FCPR. Da, da, da. Și el era, că el e veteranul și este, să spunem noi, bunicul la mulți porumbei de valoare din crescătoria noastră. Da. Dar am avut doi arlingi de, spunem noi, de excepție, porumbei din foarte el, buni. Nu, din Olimpicul 263. Din 263? Din 263 de acolo. Am avut, chiar avem o femeie 30-081 și 33-26, deci o porumbiță care, un masculin care zbura foarte bine. De regulă nu zbura bine cu masculin, cum am mai spus și Robert. Da. Pentru că motivăm mai bine femeile, nu că n-ar fi. Deci nu poți, da, să zbori și masculin și femeile și să vină toți. Deci ori joci pentru masculin, pentru ori joci masculin și le lași femeile acasă și joci femeile și le lași femeile acasă. Așa e. Deci motivația e inversă, deci se motivează. Se motivează mai... Sunt mulți crescători, mulți campioni naționali pe care am auzit la fel, că obțin rezultate mult mai bune cu femeile. Se înțeleg mult mai bine cu sistemul de motivație al lor. Deci dacă joci și le arăți la înainte de îmbarcare, da, la să vadă, se motivează mai bine fetele. Exact. Masculul la masculie... Să-l lași așa, așa. Da. Pe aici mai sunt porumbei de columbodrome, să spunem așa. Știu că în ultimii ani noastră ați jucat mult pe columbodrome. Columbodrome și fondul scurt. Cu rezultate bune și foarte bune. Rezultate, spunem noi, bune și pe columbodrome, ceea ce n-am... Da. Plus, deci anul ăsta am mai avut un loc 1 la AS PID de la Calimanci, locul 2 la AS la BB, la Balcani Fair Play, locul 3 la finală la Calimanci și rest 4, 5, 6, până în primii 10 au mai, de fiecare dată, știu, au mai fost destule rezultate, dar... Și porumbeii noastre sunt extrem de căutați. Eu vorbesc asta din propria experiență, pentru că pe secțiunea de licitație a site-ului nostru, de câte ori am postat porumbei cu originea dumneavoastră, Andrei Marius, s-au vândut la prețuri bune, n-au rămas nelicitați, sunt păsări căutate. Important este să nu păcălești, omul. Da. Important este să le dai ce trebuie, să le ieși bine. Exact, exact, deci, așa e. Suntem lipsiți așa, adică să spunem de mănăstire și asta, dar chiar urmăresc licitațiile la porumbei și majoritatea pedigreilor undeva apare și numele... Și numele dumneavoastră. La prima, a doua sau a treia generație, așa. Și știți ce e interesant? Că în ciuda rezultatelor bune și foarte bune pe care le-ați avut în ultimii ani pe columbodrome, dumneavoastră, an de an, vă achiziționați păsări noi de calitate, luate tot după columbodrome, este? Deci, de regulă, locul 1A sau... Să fac tot după columbodrome, nu? Porumbei după columbodrome. Sunt porumbei, nu că porumbei ar fi foarte... cum să spunem, dar e important că sunt verificați, sunt testați. Porumbei care se... cum să spun eu... se maturizează mai repede. Mai repede. Și, pentru că poți fi porumbei campioni și care... Producilor să nu meargă pe columbodrome. Că unul e să zbori puiul la 500 și altul e să-l zbori ca yardling sau ca matur la 500-600. Deci...
Așa e. Prin spune că promii de columodrame... Au specificitatea lor, da. Columodrame, da. Da, că este. Da, da, sunt multe compartimente, jumătate din... Câte aveți? Peste 10, cred, nu? Sau compartimente? Deci din astea mari, mă refer, cum sunt astea. Compartimente mari sunt 16, sunt două al Valeriei aici, sunt două producte, 14 sunt ale mele. De fapt, asta este matca mea, 14 da. Compartimente, dacă trebuie 10... Boxe mari, foarte mari, boxe, individuale. Da. Boxe de 1 pe 50, să poți să pui două cuiburi, să poți să astea, să da. Și nu mai mult de 10 pe... Da, se vede că sunt, exact. Nu mai mult de 10 pe compartiment. Da, cele individuale și de-aia, cele de care sunt aici vreau să le separ tot așa în câte două, da. Să mai vină în loc de 20 de boxe, să vină 4 compartimente cum sunt cele din spate. Da, da, da. Dar asta presupune să mai reducem un pic din matcă, dar dacă tot am achiziționat, tot am transferat toți campionii, toți olimpicii cazăți de la Mițu, cu toată matca care exact, a fost exact. Mai tânără, să spunem așa, de la Mițu, de acolo. Porumbii vă că arată foarte bine, au finalizat cu bine procesul de năpârlire, super arată. Da, 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 da. Și în ultimii ani, din câte știu eu, poate greșesc, să mă corectați, v-ați mai redus într-adevăr numericul și la matcă, în schimb ați apelat la o selecție mult mai dură. Este? Obligatoriu trebuie. Deci chiar am avut acum 2-3 ani de zile, deci dacă Mițu s-a lăsat de porumbii și a trebuit să aducem, am adus 250-300 de porumbii, am adus de acolo, deci ha. Cei mai buni zburători, cei mai... bun reproducători din asta. La nivel național vorbim. La nivel național, da. Deci sunt puțini columbofili în țară, nu exact. Știu la există. Care au atâția porumbei olimpici, câți au avut Mițu și câți au avut, deci v-ați apus Procop. Acolo, da. Deci am avut și Bebe Chichianu și Vanzi. Și acum cei de la Bebe cu cei de la Mițu sunt toți aici, adică de la da. Nașul cu Fină. De la Nașul cu Fină, da. Cu Fină sunt la un moment dat auziți, va trebui da. Să-i încrucișați. Deci porumbei de la deci olimpici și Cupa Europei sunt 12-13 porumbei sunt la ora actuală. Știu, cred. Nu știu dacă deține cineva în România un asemenea lot de porumbei deci, la reproducție de 12-13 nu, România, eu pot să spun că nici în Europa nu e nimeni să aibă 12 porumbei care au fost la Cupa Europei sau la așa sau cred, așa. Nu știu. Adică nu, poate, deci în Belgia sigur nu sunt. Poate mai fi prin Polonia, prin asta. Da, da. Dar, la în țări mai micuțe, da. În țări mai așa, dar nu... Super, vă mulțumesc mult că ne-ați acordat această posibilitate să mai vă filmăm porumbei, unii de calitate și toată România o știe asta. Felicitări încă o dată, domnul Marius, și mult succes în continuare. Cu stimă!